Salutare tuturor! Ne aflăm la Criva. Din nou, a trecut o zi de când am fost ieri la drept căuți. Avem o altă plângere. Ne s-a informat o doamnă Maria. Maria Nițuleac. Nu știu, e numele de familie sau poreclă, dar îmi pare că aici e chiar alături. Noi am fost la o filmare cu o mormântare. Și cred că o să o găsim acuși. Spune că tot satul se plânge din pricina că vinde rachiu contrafăcut cu 5 lei. Avem 10 lei, intrăm și, cum s-ar spune, sub predlog că căutăm rachiu, să vedem, ne-a servit, nu? O zi frumoasă tuturor! Bună ziua! Nu ne-ți spune unde Maria Nițuleac trăiește. Șoferul să trași oricum, mai ieftin la dânsă, 25 de lei. Nu știu, nu pot răspunde. Da, bine, mulțumesc. Asta ne-a spus că aici Maria Nițuleac, care vin de rachiu, locuiește. Maria! La Maria! La Maria!